Mulțumesc, fie Domnul! Amin. Pentru că este prezent cu noi în seara aceasta. Cântarea spunea, vino și în casa mea. Aleluia! Și noi știm că Domnul este în casa aceasta. Amin? Amin. Ne sunt doi sau trei adunați în numele Său. Amin. Ce înseamnă numele Său? Înseamnă a veni la biserică, la adunare. Nu cu alt motiv decât să-L binecuvântăm, să-L glorificăm pe El, pe Dumnezeu nostru. Asta înseamnă numele Său. Asta înseamnă că venim aici nu cu alte motive decât să ne arătăm mulțumirea pe care o avem față de Dumnezeu. Amin. Pentru că ne-a răscumpărat. Pentru că ne-a eliberat. Pentru că ne-a curățat viața de patimile care ne legau. Pentru că ne-a scris numele în cartea vieții. Și mai mult de atât, în fiecare zi este cu noi. Amin. Ne dă biruință, ne întărește. Și când cădem de multe ori, are milă de noi, ne ridică de jos. Dacă avem maturitate și smerenie să ne pocăim, El curățește și ne îndepărtează toate fără de legile noastre și ne dă un nou început. De ce? Pentru că El vrea ca noi să semănăm cu El și să trăim o viață de biruință pe acest pământ. Lucrând pentru gloria și pentru slava Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să citesc în seara aceasta de la Estera, capitolul 3. Estera, capitolul 3, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune în felul următor. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la mare putere pe Haman, fiul lui Hamedata, Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. Căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardocheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardocheu, pentru ce încalci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu îi asculta. L-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardocheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardocheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardocheu, căci i se spusese din ce popor era Mardocheu și a vrut să nimicească poporul lui Mardocheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în vesteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata Agachitul, vrăjmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Și dacă ne mutăm în versetul 15, Biblia spune că alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Amin. Vreau ca acest cuvânt să ne slujească în seara aceasta de învățătură nouă. Pentru că Biblia spune că toată Scriptura este însuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Biblia este în stare să ne învețe. Însă vreau în introducere să spun în seara aceasta că diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și dușmanul nostru. Vreau să vă spun că între Dumnezeu și diavolul nu este luptă. Diavolul este dușmanul Dumnezeu, însă între ei nu există luptă. De ce? Pentru că prima lege a luptei este că orice luptă este posibilă numai atunci când am
două părți de război. Am două popoare sau țări care se luptă, puterile lor sunt aproape egale. Pentru că dacă nu sunt egale, unul se smerește. Se apleacă și plătește tribut. Însă, diavolul nu este egal lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu care a creat toate lucrurile, însă diavolul este creațiune. Așa cum tu ai fost creat, așa și diavolul a fost creat de Dumnezeu. De aceea, diavolul nu luptă cu Dumnezeu, însă diavolul luptă cu creatura lui Dumnezeu. Cu noi. Însă nu ne poate birui. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în el o părticică din el. A pus în el pe Duhul Său cel Sfânt. Și dacă ascultăm de Duhul Domnului și umblăm călăuziți de El, avem biruiți. Amin? Îl biruim pe vrăjbaș. Biruim ispitele care vin peste noi în fiecare zi. Biruim poftele firii pământești. Îl biruim pe cel rău, pentru că Biblia spune că cel ce este nou este mai mare decât cel ce este în lume, adică decât cel rău. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Amin. Însă diavolul se luptă cu noi în fiecare zi și caută să ne ispitească și ne uităm în Scriptură că nici măcar Iisus nu a fost cruțat. Biblia spune în Matei 4:1, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Biblia spune că este imposibil ca să nu vină pricini de ispitire, de păcătuire. Este imposibil. Ele vin. Însă Biblia mai spune, vai de acela sau de aceea prin care vin aceste pricini de păcătuire, de ispitire. Iisus a fost ispitit, însă El nu a păcătuit. Noi suntem ispitiți în fiecare zi. Uneori de oameni, uneori prin situațiile care trecem, suntem ispitiți să vorbim ce nu trebuie să vorbim, să gândim ce nu trebuie să gândim, însă această problemă o să o avem până la capăt. Până la capăt nu vom fi scutiți de ispite. Avem un dușman care este după noi în fiecare zi. Și până nu vom pune mâinile pe piept sau până nu ne va lua Dumnezeu acasă, acest protivnic va fi după noi în fiecare zi. Însă îl putem birui pe el. Amin? Amin. Îl putem birui pentru că avem pe Dumnezeu cu noi. Și El a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. O puteți birui și voi. Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele Hristos. Eu pot totul, însă în Hristos. Eu pot birui ispitele, eu pot birui păcatele, eu pot birui patimile. De ce? Pentru că Hristos este în mine. Slăviți să fie Dumnezeu! Nu mă las legat de patim, nu mă las legat de lumea aceasta. Am în mine pe Hristos, îl am pe mine pe Dumnezeu, am în mine pe Duhul Său cel Sfânt. Și Biblia spune, unde este Duhul Dumnezeu, acolo este libertate, slobosenie. Slobosenie, ești liber ca să te mai lauzi. Nu te mai lauzi. Nu te mai complași ție. Nu mai cauți să-ți faci ție. Nu mai umpli după dorințele carnale, după dorințele firești, pentru că nu-ți mai aparții ție, aparții Domnului. Și când te scoți dimineață până te culci, cauți să placi Dumnezeului tău și poți să ieși biruitor prin acela care în fiecare zi este cu tine și te întărește și te ajută să-ți poți să-ți împlinești și să duci slujba cu bine până la capăt, laudat să fie Dumnezeu. Diavolul ne cunoaște. Cunoaște slăbiciunile noastre, patimile noastre. Și cel mai interesant este că el nu-și pierde timpul să te lovească și să te ispitească acolo unde ești tare. El știe unde ești slab. El știe unde mai cazi din când în când. Și toată energia lui și toate hoardele lui de demoni vor veni și vor lupta împotriva familiei tale în locul unde voi sunteți cel mai slab. Unde sunt eu cel mai slab, unde suntem mai slab. Acolo va căuta să lovească de fiecare dată. Pentru că el este necruțător. Biblia spune, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Aceasta este misiunea vrăjmașului pe acest pământ. De când ne-am născut noi?
Unii spun, din momentul în care noi ne-am predat viața Domnului, avem probleme. Vrăjmașul este pe urmele noastre. Însă dați-mi voie să vă spun, din clipa când ai ieșit din pântecele mamei tale, vrăjmașul a fost după tine, a fost după mine. Și voia lui a fost ca să te nimicească, să te înjunghe, să te omoare, să te distrugă. Însă binecuvântat să fie Dumnezeu, căci El ne-a purtat în capul Său de biruință. Și nu ne-a lăsat la bunul placa vrăjmașului, n-a lăsat ca fața noastră să ne se umple de rușine, ci ne-a binecuvântat, ne-a protejat, ne-a purtat la umbra aripilor sale până în ziua aceasta. Și astăzi suntem binecuvântați, suntem în casa Lui, suntem mântuiți, suntem copiii Domnului. De ce? Pentru că Dumnezeu nostru este atotputernic, lăudat să fie El. Diavolul vrea să bage frica în noi. Să fim fricoși. Însă Biblia spune, în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra fricoși. Ar spunea că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. David a înțeles lucrul acesta și David face această afirmație: chiar dacă aș fi să umblu prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău. Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, lăudat să fie Dumnezeu. Să nu permitem să ne cuprindă frica. Pentru că când te cuprinde frica, vrăjmașul îți închide gura. Îți închide gura să mai vorbești despre Dumnezeu, să mai mărturisești despre minunile sale, despre ce a făcut Dumnezeu în viața ta, cum ți-a schimbat viața, cum te-a făcut o făptură nouă. Să mărturisești despre îndurările Domnului, să mărturisești despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în biserica aceasta sau în familia ta, pentru că bagă frică în tine, frica de a-ți pierde confortul pe care îl ai, prietenii pe care ai și poate care îți dau geam. Oamenii care te conșoară poate la locul de muncă. Vrăjmașul caută să-ți pune frică în tine, să te ușinezi, să te sfiezi, să fii o epistolă vie, cum spune Pavel, citită de toți oameni. Însă noi nu vom lăsa ca acest duh să ne ia în primire. Și vom alunga acest duh pentru că noi îl iubim pe Hristos. Și noi vrem să mărturisim despre toate minunile sale, lăudat să fie Dumnezeu. Mi-aduc aminte, mai mulți ani în urmă, eram în Republica Moldova și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să sun pe un prieten de-al meu care era încă în lume. Noi am vorbit mult despre Domnul, acestui băiat. Și el spunea, eu înțeleg toate lucrurile acestea, însă mi-este rușine să mă pocăiesc. Ce o să zică oamenii? Însă Domnul mi-a pus în ziua aceea ca să vorbesc cu el și l-am sunat și am spus, știu că de multe ori ți-am spus pe Domnul. Însă Domnul mi-a pus pe inimă în ziua aceasta să-ți spun, vină la biserică. Vină la casa lui. Și băiatul acesta a venit la biserică împreună cu mine și cu alții. A fost o seară binecuvântată, a auzit cuvântul Domnului. Am plecat acasă și fie că în seara aceea sau a doua zi după seara aceea m-am dus în camera unde dormeam și când m-am pus pe pat mi-a apărut diavolul în fața mea, așa cum mă văd pe dumneavoastră, așa l-am văzut pe el, viu, nu era un vis, nu era o vedenie, l-am văzut viu, a luat o formă de o babă și vă spun de-o Dumnezeu că m-a cuprins o frică puternică. Așa cum eram pe pat, deodată am sărit în picioare și am vrut să fug pentru că m-am înspăimântat. Inima s-a strâns. Am avut o durere de inimă de câteva luni de zile. Însă în momentul în care vreau să fug din camera aceasta, a venit peste mine o putere de la Dumnezeu care a intrat în cap până în picioare. Și această putere, în această putere, m-am întors înapoi spre cel rău, ca să mă uit la el și să-l izgonesc. Însă,
nu mai era. Și Dumnezeu mi-a dat o lecție și Dumnezeu mi-a dat să înțeleg ceva. Nu contează cât de tare vrăjmașul va căuta să mă sperie. Nu contează cât va încerca el să lupte ca să nu mă țin de Hristos, ca să nu vestesc cuvântul lui, ca să nu-i chem pe oameni la pocăință. Când vrăjmașul va veni să mă sperie, Domnul va fi cu mine. Domnul va fi de partea mea. Domnul îmi va da putere ca în puterea Lui, în râna Lui, în ungerea Lui să pot să biruiesc toate atacurile vrăjmașului. Deci David spune, nu mă tem, Tu ești cu mine, lăudat să fie Dumnezeu. Vrăjmașul nu poate să se atingă de copiii Domnului. De ce? Pentru că noi avem peste noi binecuvântarea și protecția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Deci El nu lăsa, frate și surori, să fiți călăuziți de frică. Frica de boli, frica de a mărturisi pe Dumnezeu, sau alte frici. Fricile acestea nu sunt de la Domnului. Noi suntem chemați să fim martori al lui Hristos. Oameni care trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Vreau să spun doar două lucruri din acest text la care vreau să mă opresc. Spunând de ce poporul Dumnezeu are dușmani? De ce noi pe acest pământ avem dușmani? În primul rând pentru că poporul Dumnezeu și noi nu ne închinăm la ce se închină lumea în ziua de azi. Noi nu alergăm după lucrurile pe care aleargă ei. Biblia spune, toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman. Căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardocheu nu își pleca genunchiul și nu se închina. Mardocheu era deosebit. Mardocheu era copilul lui Dumnezeu. Mardocheu știa porunca Domnului care spunea să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. El a spus și el era hotărât în inima lui. Singurul înaintea căruia îmi voi pleca genunchii este Dumnezeu și nu omul. Și oamenii nu le-a plăcut lucrul acesta. De fapt, este lupta care se duce într-o vreme ca aceasta. Este lupta pe care o are diavolul cu noi, dorind ca noi să-i slujim Lui și să ne închinăm Lui. Cea mai mare dorință vrăjmașului este ca noi să-i slujim Lui, să ne închinăm Lui. El a ispitit chiar pe Hristos și a spus, toate bogățiile lumii acestea ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Vrăjmașul vrea să-ți ia închinarea. Vrăjmașul vrea ca să te închini Lui. Și cum ne putem închina Lui? Știți cum? Când iubim banul mai mult decât îl iubim pe Hristos. Când nu avem timp să venim în casa lui Dumnezeu. Când am uitat legămintile sfinte. Când am uitat că mai bine este o zi în casa lui Dumnezeu decât o mie în altă parte. Când am pus unealta de lucru la o parte. Când am pus cântarea la o parte. Când am pus predica la o parte. Când am pus sfințenia la o parte. Și mai degrabă ne unim cu lumea aceasta, cu păcatele lumea acestea, decât să stăm de o parte, să fim un vas de cinste, un vas dostoinic pentru orice lucrare bună. Când facem aceasta, noi îl iubim pe diavolul mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Ne închinăm Lui. Și Hristos spunea, nu puteți să slujiți la doi stăpâni. Ori lui Mamona, ori lui Dumnezeu. Mardocheu n-a vrut să slujească Mamonii. Mardocheu a înțeles că Mamona nu poate să-l vindice, Mamona nu poate să-l elibereze, Mamona nu poate să-l poarte de grijă. Și noi știm bine că cel ce vindică nu este omul, este Domnul, este Jehova, este Adonai, El este Dumnezeul minunilor, slăvit să fie Dumnezeu. El nu s-a închinat omului, s-a închinat Domnului. Și noi nu ne-am închinat oamenilor. Și vom cere putere de la Dumnezeu ca în fiecare zi să biruim lumea cu poftele ei. Să nu fim robiți de lucrurile care le caută lumea. Pentru că Biblia spune că dacă le căutam, dragostea Tatălui nostru nu este noi. El nu-și găsește plăcere nouă. Crima făcută de Mardocheu a fost că el nu s-a închinat
lui Haman. Și ori de câte ori vom căuta să ne închinăm numai lui Dumnezeu și nu lumea acestea, vor fi oameni în jurul nostru care vor da și ne vor lovi. De ce? Pentru că noi vrem să fim diferiți. Avem dușman pentru că nu ne închinăm și nu slujim Dumnezeilor lumii acestora. Care sunt acești Dumnezei? Uitați ce spune Biblia. Însă n-am înțeles cu curvare lumea acestea sau cu cei lacomi de bani sau cu cei hrăpăreți sau cu cei ce se închină la idoli. Toate lucrurile acestea le fac lumea. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubești cineva lumea, dragostea Tatălui meu nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăurdoșia vieții, nu este de la Tatăl meu, ci de în lume. Dacă suntem rupiți de lucrurile acestea, slujim unui Dumnezeu străin, ne închinăm unui Dumnezeu străin. Nu facem parte din oastea lui Dumnezeu. Pentru că cei care fac parte din oastea lui Dumnezeu au iubit lumea și cu poftele ei. Și dacă trăiesc, trăiesc cu sfințenie pentru Domnul, pentru gloria Lui. Și zic ca Domnul să ne întărească la aceasta. Amin. Vreau să mă opresc la ultimul răspunând. Că avem dușmani pentru că noi nu mai aparținem lumii. Biblia spune că ei au spus, este un popor care este deosebit, diferit. Petru spune, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă baciocoresc. Într-o lume de bețivi, e suficient să nu fim ca ei ca să fim baciocoriți. Într-o lume în care oamenii sunt tot mai desfrânați, este suficient ca să vorbim împotriva la homosexuali, ca să fim arătați cu degetul, ca să râdă oamenii de noi că suntem înguși la minte. Este destul ca să vorbim împotriva minciunii, împotriva neadevărului, ca să fim arătați cu degetul. Ce bă, e sfânt? Ori de câte ori vom sta de partea lui Dumnezeu, de partea adevărului, de partea sfințenii, vom fi arătați cu degetul. Este prețul pe care noi îl vom plăti, însă se merită să-l plătim. De ce? Pentru că Biblia spune că afară, cine sunt afară? Hoții, mincinoșii, curvarii, înfrânații, închinători la idoli și oricine face fără de lege. Dumnezeu să ne întărească în seara aceasta să învățăm de la Mordohel două lucruri. Unu, închinarea noastră aparține Domnului. Noi Lui ne închinăm. Și a te ghina Lui înseamnă a iubi prezența Domnului, a iubi casa Lui, a-ți face timp să lege geabul, să lege familia, să vii în casa Domnului și să-L binecuvântezi. Înseamnă să slujești mai departe cu darul care l-ai. Înseamnă să te lupți, să trăiești o viață curată. Înseamnă să te întorci la legământul pe care l-ai făcut Dumnezeu și să nu mai fii gândicel, ci să fii în locul pentru El. Înseamnă să fii deosebit, să fii a Domnului pentru totdeauna, indiferent dacă va trebui să plătești un preț. Vom plăti prețul, însă mai bine cu Dumnezeu. Amin? Amin. Mersi să-ți întrească la cea.